11 mai 2024. Azi se înnorează, urmează două zile urâte și am de verificat două regine negre. Am avut patru de verificat, dar una era în optra, mi-a intrat în frigurile roitului, deci nici nu îmi bat capul cu ele, fiindcă asta este. Anul ăsta voi face multe regine din seria care o am eu și trebuie să verific neapărat aceste colonii, fiindcă după două zile, dacă acum au boci, o roi. Nu am mulți în situația asta, sunt vreo 6, dar aici are spațiu, este în 22 de rame e. Și e curios, este neagră, eu tot caut o regină neagră care să ducă cât mai mult, să zic așa, colonia fără să intre în frigurile roitului. Până acum, cea de ieri unde a intrat, a fost boș de schimburi liniștit, a fost una dintre ele, azi urmăresc alta. Să vedem, nu mai am boci pentru eventuali roi care îi formez, așa că o să-i las fără măcilii de bază. Să scot, aici are catul, să văd câtă miere are. Teoretic ar trebui să fie cu miere. Am zis că îi mai las câteva zile și extrag mierea. Aici am adus rame goale. Sunt stropite cu miere. Ca să umblu un cuib, iau o ramă, câte o ramă, ca să nu mai ridic. Nu vreau să mai ridic. Are totuși o anumită greutate și am și hernie de disc, deci nu e recomandat să ridici. Așa că luăm câte o ramă, câte o ramă. Mă interesează intrarea în frigurile roitului. Dacă n-a intrat încă în friguri, îl las în pace și îl mai verific altă dată. Loc în rame este suficient. Are suficient loc. Iar dacă a intrat în friguri, am scos matca și asta este. Dacă scoți matca la o colonie din asta mare, intrată în frigurile roitului, deci are loc suficient, enorm de loc, are enorm de mult loc, nu... Este unul dintre coloniile care am zis, hai mă să fac așa, ca la carte, îi dăm loc, spațiu, cât duce. S-a împrăștiat albina pe toate ramele, densitatea e 50 de albine pe o față, deci nu poți să zici care, cine știe ce albină pe rame. Eu totuși, iată aici e stropit frumos cu mieră, eu totuși râs cu aceste regine negre, caut una care să-mi placă, fiindcă asta fac, îmi selecționez reginele. Și ar fi ceva ideal să găsești una așa cum îți place. Deci cam asta ar fi lucrarea pe care o fac azi. Caut o regină neagră care să fie compatibilă cu ce doresc eu. Nu trebuie scoasă mierea de la ăsta, încă nu e cazul. Dacă mai găsește ceva să mai umple ramele bine,
Dar nici, cum să zic eu, nici la miere nu pot să zic că vai de mine ce bine o duce. Nu, absolut deloc. Nici n-a fost așa mare. Eu i-am pus doar catul în cap și l-am lăsat în pace. Mă uit, are o, i-am dat o foaie când am mai umblat la el și nu-i construită. Deci s-ar putea foarte bine să fie în frigurile roitului. Cum am zis, dacă găsești unul în frigurile roitului, n-are rost să mai pierzi timp. Ai văzut ou în bot că nu-l ignora. Ai scos matca și îl lași fără matcă. E mai ușor să scoți matca tu din stup decât să umbli prin copaci sau să plece. Scoți matca și gata, ai scăpat de el. Și la cum văd eu pupulile acelea, nu e de nicio treabă, adică probabil este în frigurile roitului. Mă uit, aici are ceva puiet larvar și plin de cupule. Chiar dacă acum n-a intrat în friguri acum imediat, dar în următoarea săptămână sigur va intra. Deci asta e chestia aia, că îi dai spațiu și nu intră în friguri. Cât spațiu să-i dai? Are sute, mii de celule goale, deci nu. Dacă reginele sunt predispuse la roire, roiesc ele, na, ce să le faci? Iar o regină care nu vrea să roiască, am testat două colonii astfel, nu le-am făcut publice, am strâns, deci l-am lăsat în 6 rame, l-am strâns cu diafragma. I-am lăsat rame de după diafragmă și l-am strâns bine. Și când mă uit, matca s-a dus pe sub diafragmă sau pe deasupra, s-a dus și a oat după diafragmă și totuși n-a intrat în frigurile roitului. Iar ăștia care sunt în 8 rame, fiindcă i-am dus, să zic așa, i-am dus treptat. Treptat i-am mărit și de frica puietului văros, iată mai vin nopți reci și reginele mele roșii rezistă foarte bine la înghesuială și au făcut colonii mari. Deocamdată arată foarte bine. Normal că la un moment dat și ele vor intra în frigurile roitului, că doar total bine este, dar nu așa, 8 rame să intre în frigurile roitului. Bun, pe mine mă interesează să ajung la cuib, să văd care-i treaba. A intrat în friguri. L-am scos matca și la revedere cu el. Iată, am scos ramă cu ramă ca să nu ridic, ăsta e motivul. Altfel treceam direct la cuib. După ce termin de făcut roii, indiferent în ce situație, acum fac roii, cum să zic eu, unul și unul, adică am scos matca la revedere. Deci asta e o foaie care am dat-o eu, nu știu, a construit-o, n-a construit-o, o să văd acum.
sunt și proști constructori. Eu unul nu sunt mulțumit de ele deloc. Trebuia să fie și oat frumos. N-are nicio treabă. Celulele sunt goale. Mă mir că le-a construit. Dar având propolis, problema este că tare mie că găsesc ca cu boci. Ramele sunt foarte ușoare. Dacă nu găsesc e foarte bine. Dar nu știu cât o rezista el astfel, adică să nu facă boci. Am văzut ceva aici. Dacă găsesc ouă depuse, nu uit. Hai că e bine, prima ramă. Deci în caz că găsiți în frigul roitului, asta e toată treaba. Scoți regina. N-are rost să te amăgești cu distrusul bocilor, că nu faci nimic. Tot în copac se va duce. Și după ce pochești o botcă care o lași în familia de bază, după aceea scuturi toate ramele. Și distrugi tot ce se poate, botcă. Are loc, hai că încă n-a intrat. N-a intrat. Verific bine cuibul, dacă n-a intrat foarte bine. Mierea văd că a dus-o sus. Dar după mine tot o să intre până la urmă, mult nu mai are. Dacă e o matcă care rezistă, rezistă, dacă nu, asta-i. Să mai ridicăm vreo două rame și dacă totul e în regulă, îl așez la loc. Îl pun niște acid formic. Da, se pare că n-a intrat în frigul. Arată binișor. N-am ce să-i mai fac. Mai ridic o ramă eventual. Dacă era în friguri, asta făceam, acum scoteam matca afară. Am mai găsit unul. Deci ăla era în 8 rame, acum nu știu ce să zic. Ăsta îl țin așa, să văd. Când intră în frigurile roitului? Când? Dacă nu intră, toată frica mea de puietul văros. Ce uscate par ramele astea. Văd că nu s-o oate. Deci cel puțin o săptămână nu are treabă. N-are rost să-l mai gâdil. Mă duc mai departe. O să îi bag rama la loc. Ce mă miră la el este că nu culege cine știe ce, adică i-am dat eu spațiul ăla, dar n-are
n-are miere. La el ați o să extrag, deci am 6 rame de miere ce merg extrase. Astea sunt puse pe staționar, adică ce s-a adunat din zona. Bun. Cam asta e. Ăsta n-a intrat în friguri. Mai dăm o speranță. Peste o săptămână îl verific din nou. Cam atât vreau să vă explic despre ce poți face în momentul în care ți intră în frigurile roitului și ce să faci. Deci ai scos roiul matca pe 2-3 rame acolo, lași familia să-ți adune miere, seamănă un pic cu izolarea măcii, doar că se aplici la familiile care intră în frigurile roitului. Cam atât, ăsta n-a intrat. Până data viitoare, numai bine!